Salut. Salut. O doamnă de nota 10. Numărul 1 mondial. Vreau să vă spun că tenisul românesc feminin apare din nou pe harta lumii. O puștoaică de 17 ani a jucat în Franța, acum n-a văzut Parisul și a adus în România o cupă foarte grea. Câștigătoarea turneului de la Roland Garros, Simona Halep, este la Happy Hour. Bună seara! Bună seara! Unde e trofeul? Acasă. Unde acasă? Unde îl ții acasă? La Constanța. La Constanța. În vitrina cu trofee. E cel mai important trofeu al tău până acum? Da. Împlinești în septembrie 17 ani, mulți înainte, și deja ai câștigat la junioare Roland Garros. E cea mai importantă competiție. Cel mai important turneu de când am început tenis. Foarte frumos. Merită aplauze. Cam cât ai muncit tu pentru această performanță? Cam 12 ani de când am început tenis. Da, de la finala asta, de la Roland Garros, ai venit direct în România, te-ai grăbit foarte tare să ajungi la Constanța. Da, așa este, că am avut o petrecere chiar duminică seară. Adică direct de pe teren? Terenul de tenis, m-am dus la antidoping, că a trebuit să fac antidoping, și după aceea m-am dus direct la avion. Eram cam murdară de zgură, transpirată, dar a trebuit să merg, altfel pierdeam avionul. La Constanța s-a întâmplat să fie o nuntă unde părinții tăi au fost pentru prima dată nași. Da, așa este. Ai dus direct în echipamentul cu care ai câștigat? Nu, m-am dus acasă, m-am schimbat și după aceea am fost la nuntă. Da, ți-ar fi plăcut ca ei să fie acolo alături de tine, să-i vezi în tribună, să-i da, vezi în public? Da, mi-ar fi plăcut, dar nu s-a putut. Și imediat după ce ai terminat, ai pus mâna pe telefon și l-ai spus: petrecerea va fi dublă pentru că și eu am câștigat. Da. Da, ai avut emoții pentru că în finală tot cu o româncă am înțeles că ai nimerit. Da, am avut pe parcursul turneului, am avut foarte mari emoții, dar în finală au fost duble emoțiile. Am mai jucat cu Elena Bogdan, adversara din finală, de multe ori aici în România, mereu am învins, dar și ușor. Dar acum în finală a fost cel mai important meci din viața mea și am avut emoții foarte, foarte mari și a fost mai greu. E superstițioasă? Eu, da, sunt. De ce nu faci niciodată înainte de un meci? Nu mă întorc din drum după niciodată? Ce plec. Niciodată? Păi și dacă ți uiți racheta? Nu se poate. Trimiți pe cineva să ți-o aducă, nu? Dar nu se poate să-mi uit racheta. Și intru mereu cu piciorul drept în teren. Întotdeauna? Întotdeauna. Foarte frumos. Deci astea sunt superstițiile tale. Iubit ai? Nu, n-am. Ești singură? Da. Te-au zis băieții din Constanța. Vara asta ce faci? Vara asta multe turnee de senioare. De senioare? Deja ai trecut la senioare? Da. Va fi o luptă grea, iar perspectiva și dorința ta cea mai mare va fi să fii în primele 100. Primele 100, da. Da, în primele 100, chiar primele 50 pe acolo. Noi ne bucurăm că avem în această seară la Happy Hour o campioană de 16 ani, că încă nu ai 17 împliniți. A luat Roland Garrosul la junioare, merge la senioare, acolo cheltuielile sunt și mai mari și e și mult mai mult efort și mai multă muncă. Da, și premii. Da. Mâine, păi mine, termin liceul. Ce vrei să faci? Păi o facultate de sport. Eu mă axez mai mult pe tenis acum. Tot pe sport, tot tenis, da? Da. Mulțumim mult că ai fost în această seară la Mulțumesc Happy Hour. Mulțumesc și eu. Și ținem pumnii să ai baftă. Să fie. Da, și te așteptăm și cu trofeul de la senioare. Cu cel de la senioare o să vin.